Ca și în literatură, muzica a evoluat ca o reacție la timpul ei în dorința de a-i depăși și maica într-un mod original. În cazul rockului alternativ, muzica este o formă de dezidență, iar timpul i-a dat dreptate. Uneori, rock alternativ a fost folosit ca un termen general pentru muzica underground din anii 80 și toată muzica născută din punk rock. Chiar dacă acest gen este considerat a fi rock, unele din subgenurile sale sunt influențate de muzică folk, reggae, electrică sau jazz. Pentru prima oară în Năvodari, festivalul de muzică rock alternativ Hangout. Câteva cuvinte despre acest festival, cum a luat naștere, ce înseamnă? Da, este un festival de origine alternativă, pentru că nu avem doar rock, avem foarte multe stiluri de muzică, de muzică bună, de muzică adevărată, se cântă live, așa cum se și aude, este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum la Năvodari, este o idee, este cultură și este concept aici. Cum ți se pare inițiativa? Foarte bună, este de apreciat. Din păcate, noi mergem în cluburi să dăm bani pentru astfel de formații. Nu venim aici unde este liber, aer curat, gratuit. Ce le recomanzi tinerilor? Veniți la mare sau din Constanța? Să se prezinte, vor avea de văzut și mâine și poimâine niște formații foarte bune. Vița de Vie, printre altele, multe altele, au ce vedea, să vină cu plăcere. Ei place genul ei de muzică și al meu. Pentru micuța e prima dată și e un pic cam tare, atâta tot. Atâta tot. Și despre această inițiativă, pentru că e prima dată acest festival organizat aici în Constanța, ce părere, e ce impresie chiar foarte bară? Frumos, e o impresie bună. Am avut noroc, eu zic muzică bună. Pentru că ați venit și cu cel mic. Da, el e fan una dintre formații și de aia am venit. În cadrul acestui festival, aparte de concertele susținute în aer liber, vor avea loc și alte activități inedite. Fără de muzică, ziua se întâmplă și alte lucruri. Vom avea în sistemul liber, deci fără plată, pentru că organizatorii le pun la dispoziție gratuit, ateliere de tatu cu henna, mandale, character design, mangla. O să avem și o expoziție inedită de fotografie al negru a câtorva fotografi excepționali din Constanța. Organizatorii vă așteaptă în număr cât mai mare și vă asigură garantat muzică foarte bună. Dacă îmi dai voie, am să mă uiți pe această cameră. Amintiți-vă, dragi bunici, că pe vremea voastră rock and roll-ul era ceva foarte criticabil de părinții voștri. Ei bine, așa e, fiecare generație își are muzica ei, își are ideile ei, își are dorințele ei, își are visele ei. Aici, la Hangout, visăm și ne simțim bine.